Deci, bună seara! Mă bucur că ne reîntâlnim la o seară absolut spectaculoasă și deosebită vis-a-vis de un subiect care, pe cât de inedit, pe atât de profund și plin de semnificații, dumneavoastră Dan, trebuie să vedeți imediat, pe mine m-a cucerit oricum mai de mult. Am bucuria să l-am alături pe Eugen. Nu voi face prea multă introducere pentru că nu e cazul. Tot vreau să spun că ne-am întâlnit acum vreo 12-14 ani, ceva de genul ăsta. Am avut de la început o chimie specială. Avem niște discuții la telefon absolut extraordinare, pentru că în clipa care dialogul este foarte autentic, se generează spontan, muza vine și ne inspiră de asemenea maniere când derivăm o grămadă de teme neașteptate. Ne e ciudă că nu ne-a ascultat nimeni la telefon de-a lungul timpului, pentru că ar fi fost foarte interesant și pentru noi, că multe din ideile respective, cred că le-am și pierdut, sau ne-a ascult spontan, ne-am bucurat de ele și s-a disipat și tot făceam la un moment dat așa, hard de necat, domnule, dacă ascultă cineva doctoratul și-a luat. Pentru că lucrurile de jos, dacă lucrurile sunt spuse din suflet și fiecare vine complementar și îl inspiră pe celălalt, devine extraordinar. Înainte de a-i da microfonul, vreau să vă spun un principiu. Eu am fost foarte aproape de partea asta tehnică, foarte lipit de partea pragmatică, deși complexitatea mea m-a forțat să intru în domeniul biologiei, chiar a științei minții și așa mai departe. Întâlnirea cu domnul, cu părintele Galeriu, ne-a orientat și spre o altă dimensiune. Deci am avut o deschidere pe direcția respectivă, dar sigur am avut și o deschidere către poezie. Deci poezia pentru mine a fost o altă dimensiune pe care, într-un fel sau altul, nu știu, cred că ideea că am fost forțat de mic să învăț prin afară niște poezii mi-a rămas undeva o tară, pentru că nu i-am simțit frumusețea poeziei, am văzut mai efortul de memorare. Și cum eu n-aveam învățat foarte ușor dacă simțeam partea de esență din spatele cuvintelor și nu puteam să le memorez exact repetând același lucru, așa era o structură personală, partea asta poetică mi-a lipsit total, până când am cunoscut pe Eugen. Iar Eugen este un fenomen. Acum nu știu ce o să facă, sunt surprins, sunt mașterios, să mă bucur de ce o să facă, dar, în principiu, vă spun eu ce face pentru mine, în orice discuție am avut-o, pe subiecte extraordinar de diferite, la un moment dat îi vine minte o poezie. Cum o fi minte alătă poezie, eu nu pot să imaginez un om care să aibă în memoria lui, nu undeva băgată, ci semnificația sensului poetic asociat, astfel încât să-ți recite poezia respectivă în contextul fizicii cuantice, de exemplu, cu semnificație încât înțelege și poezia și spațiu și ritmologia cuvintelor folosite. Asta este ceva extraordinar. Ceea ce m-a făcut să fiu atent și să afirm că dimensiunea poetică este un fel de avangardă a cunoașterii. Dimensiunea poetică este un fel de, cum să spun, sensibilitate cu care omul pătrunde în logos și este foarte important. Dincolo de poezia frumoasă și obișnuită, laică, așa să zicem, despre sentimente, ea este o primă etapă de dezvoltare. În contextul ăsta, cu această, să zicem, mică introducere, îl las pe Eugen să ne scufunde lumea neașteptată de veche și, să știm, contemporană a lui Dante. Te mulțumesc, domnule profesor, pentru prezentare. Vă mulțumesc și vouă pentru prezență. O să intru destul de abrupt în subiect, fiindcă această conferință nu se vrea să fie o conferință nici academică, nici extraordinar de teologică, o să vrea să fie, sau eu vreau să fiu mai cu seamă, un gen de pețitor între opera lui Dante și voi. Adică să vă fac să vă îndrăgostiți de poezia lui, nu să fac nici critică literară, că nu mă pricep pe aspect de meserie, nu să încerc să fac un discurs extraordinar, ci pur și simplu, cum eu am îndrăgostit de Dante, illo tempore, să încerc să fac și voi să mă îndrăgostiți de Dante. Care vreau să zic că, ca orice pețitor, înainte de a vă prezenta partenera, trebuie să vă prezint părinții. Părinții, adică pe Dante. Dante, nu știu cât dintre dumneavoastră știu așa cât de cât povestea lui, dacă nu am să o trec într-o diagonală scurtă, pe el, de fapt, îl chema Durante degli Alighieri. Nu Dante. Dante mai după aceea, așa, nume de, în momentul în care începe să semneze operele, trăiește la sfârșitul secolului XIII, începutul secolului XIV, într-o perioadă teribilă, o să vedeți un pic, am să vă arăt cam care erau contemporanii lui din perioada aceea.
Până atunci, toată lumea se întreabă de ce a zis contemporanul Dante. Fiindcă totuși, între noi și Dante, sunt 7 secole care ne despart. O să vedeți. Haideți să începem întâi să vedem cum arăta Dante. Deci chipul lui Dante. Eu sunt din Roșor de Vedeș, de asta cea mai importantă de care ferată. Când mergeam, aveam un cinematograf la Roșor modern, îl aveam pe un nenea, îl chema Nea Petrică. Nea Petrică avea o problemă. La fiecare rolă de film pe care o punea, avea și o jumătate de țuică. Deci dacă vrei să vezi un film întreg, treia musai să fii undeva până în ora 5, că nu mai găseai. După ora 5 toate filmele erau ori solonul, ori imaginea, ori scrisul. Și sala a ajutat. Tot timpul s-a auzea, toată sala strigă, Nea Petrică, scrisul, bre! Și bam, de săracul să trezea, începea să pună scrisul sau imaginea, bre! Așa și aici. Am zis că vă arăt chipul și de fapt nu v-am arătat o imagine. Toată lumea s-a așteptat să arăt o imagine. Aceasta este imaginea lui Dante care poate să fie contemporană cu noi. O să vă arăt și chipul lui pictat, care din păcate niciunul nu este autentic, pentru că nu se păstrează nimic din timpul vieții lui. Nu se știe chipul lui Dante, cu toate că există masca lui Mortoară, dar chipul lui pictat, un tablou cu Dante, nu se știe. Toate sunt să zicem, făcute din imaginația celor care l-au făcut, artiștilor care l-au făcut. Deci era de statură mijlocie, cu un umbre grav și liniștit, avea o față lungă, nasul albin, ochii mari, pielea brună. Acesta poate să fie, care poate să fie Eminescu, poate să fie contemporan cu noi. Dacă vă arăt imaginea, ia uitați-vă aici. Imaginea aceasta este clar că niciun caz nu mă duce pe Dante către noi, ci vă duce pe voi către Dante, adică înapoi în timp. Nu mai zic de costumație, dar și modul de reprezentare. Are ceva de Moș Crăciun. Pe când aceasta arată exact așa cum e și cum se oglindește și în opera lui. Haideți să vedem un pic cum era în perioada aceasta. Care erau știrile vremii? De ce într-un fel sau altul e contemporan cu noi? Pe care erau știrile vremii? Iau. Partidul de guvernământ se rupe în 2 fracțiuni. Da. E știrea vremii, nu e de astăzi. Că nu e... Cum o cheamă aceea de la ProTV? Esca. Dar poți să-i auzi... Sincer, am încercat, dar nu m-am priceput. Să găsesc cu Esca, când spune să fie și pe zona. N-am zis. Da, să mă ați așa. Primul ministru a acuzat Dante de corupție și luare de mită. Demisia papei. Noua monedă europeană. Normal că în public lumea spune, dom'le, stai o secundă, că asta e ce se întâmplă astăzi. Că astea sunt știrile mondene, astea sunt luate din adevărul, dacă le-ai. Hai să luăm pe adăt, să vedem. Partidul de guvernământ se rupe în 2 fracțiuni. Exact așa s-a întâmplat în perioada lui Dante. Perioada lui Dante erau 2 partide. Puternice în Florența. Ghibellini și Guelfi. Ghibellini sunt alungați de la putere și rămân Guelfi. Partid mare, e mai puternici. Cum ajung la putere? Să împartă în 2. Zici că e PDSR-ul, PSD-ul și PD-ul. Să împartă în 2. Brusc, Guelfi alb și Guelfi negri. Dante trece cu Guelfi alb, Guelfi negri, Dante trece cu Guelfi alb pentru că erau cei pro-papali. Ceilalți erau pro... monarhiști, împărat, ținau cu zona imperială. Să rup în 2, în perioada în care Dante devine prior de cel era, cum ar veni, șef de partid pe perioada aia, la Guelfi alb, devine prior, adică prim-ministru. În Florența erau 6. Se întâmplă o chestie, el trimit pe Dante, tu te-ai matat până la Roma, că era jubileu, asta am uitat să spun, că era și jubileu, deci că prin semn și noi jubileu. Jubileu mare, el trimit până acolo, când se duce, Guelfi negri iau puterea. Iau puterea, primul lucru ce fac, îl acuză pe Dante de act de trădare și luare de mită. Da, clar, luare de mită, cu tot ce trebuie, cu... Și îl condamnă la moarte. De fapt, îl condamnă la o amendă extrem de mare, enormă, dacă pot să o plătească, dacă nu, dacă punea piciorul în Florența, era ars până la moarte, așa scrisese răveți. Deci primul ministru a acuzat de trădare. Mai e destul de... Aici nu mai comentez cine cum. Demisia papei iarăși. O să ziceți cum vrei demisia papei. Păi dar tot în perioada aia, hai să vă arăt. Era acesta, Celestin al V-lea. Săracul. Celestin al V-lea a avut o domnie, un pontificat mai mic decât a avut Ioan
Sau nu, un pic mai mare decât a avut Joana. Joana a avut o noapte, asta a avut 4 luni. 4 luni a stat capabil. Acum e destul de controversat, că după ce că s-a stat 4 luni capabil, își dă demisia, deci până la Benedict al XVI-lea, este ultimul papă care și-a dat demisia, perioada de dinainte, perioada imediat după schismă și toată perioada de 200, care era destul de îmboldurată și așa mai departe, nu se mai ține cu dar. Până la Benedict, acesta a fost ultimul care a papă care și-a dat demisia, își dă demisia, culmea că el este sanctificat după aceea. La ora actuală, Biserica Catolică l-a beatificat. Își dă demisia și ea, pontificatul e luat de Bonifaciu al VIII-lea. Acum se pare că chiar Bonifaciu al VIII-lea l-a determinat pe săracul să-și dea demisia, că nu o să poți, că o să fie greu, că să vezi ce, că pe aici sunt lucruri. Și acum să vezi cine era beat. Bonifaciu al VIII-lea. Și acum. Ia uitați. A distrus-o care toată a asta nu. Se culca cu femei căsătorite și era renumită toată lumea pentru actele sale de pedofilie. Atunci era o problemă. Ba mai mult a declarat că sexul băieței nu este un păcat. Nu este textul meu, este textul de la Vatican Hall of Shame. Vă dați seama cam ce se întâmpla în perioada aia. Deci, papa dă demisia, la noi în zilele noastre papa dă demisia. Exact atunci apare moneda europeană, se bate fiorinul. Prima monedă, și nu o spun eu, că n-am de unde să știu, o spun chiar ei, am aici traducerea, mulțumită creșterii puterii băncii din Florența, erau cei mai tari. Păi pe acolo apăruse, banca de acolo apare. Băncile din ziua de azi apar din zona Florenței, din zona Firenței, pentru că exista o bulă papară care spunea, prieteni, n-ai să dai bani cu camată. Dai bani cu camată, sufletul iat. Deci, nu ești discutat. Și atunci băieții au găsit o formulă. Ce bine? Nu dau eu, ca persoană fizică. Fac o firmă, o ceva, o bancă. Și dă banca. Banca n-are suflet, nu poți să o trimiți în ea. Să rămâie așa. Și atunci puterea economică crește, bat acest fiorin care era, este singura monedă recunoscută în toată Europa, în schimburile comerciale. Dar câte simile, zici că e o juxtapunere a perioadei de timp de atunci și astăzi. Hai să vedem care erau contemporanii, nu? Da. Trec un pic mai repede ca să ajungem la poezie, că acum. Tucomir, Voievod sau Tihomir sau Tohomir, era... Noi știm astăzi ca Tugomir. Eu cred că știu cel mai bine între voi că stau pe Tugomir, Voievod 24. Deci așa s-a nimerit să fie. Este tatălui Basarab I. Și este contemporan, deci când Dante era în Florența și în perioada aceea, la noi, să trebuie la cât asta a zis, noi, ok, hai să vedem ce era la Roma, dar să vedem ce era, și, ce era în Italia, dar să vedem ce era și pe la noi. Pe la noi era acesta, Tihomir, Tugomir, care parte oarecum contemporanitatea cu Dante, cu fiul lui, cu Basarab I. În Ungaria era Carol Robert d'Anjou, care, între altele, puțin lume știe că a mutat pentru o perioadă foarte scurtă capitala Timișoara, capitala regatului ungar la Timișoara. În zona saxonă, să zicem, era Cyril Wallace. Și acum o să zic bine, ce-i cu ăștia? Păi, acesta ne-a pus special ca să-i facă placul Domnului, că el e cel care e de, ăsta e de aici, domnul Carol Robert d'Anjou. Basarabia a dat-o la posada, imaginea de la posada, despre el este vorba, ca Robert d'Anjou. Iar Sir Wallace acesta, cunoașteți că este personajul Freedom. Era contemporan. Vă dați seama cât de teribil era Dante, perioada politică, cu toate cele, făceau. Aveam, dar nu cred că o să mai citesc acum, programul politic al lui Dante, când venise ca prior, deci era. Și băieții erau cu bătaia cu ghiozele. Aici o să le dau pe toate. Acestea sunt contemporanii italieni, lui din sfera culturii și nu numai. Pe ultimul, pe Marco Polo l-am pus, pentru că iarăși este o figură destul de cunoscută în epocă. Pe ceilalți este inutil ca să vi prezint pe fiecare, că sunt toți așa cunoscuți. Cavalcanti, poate că nu este gândul, Cavalcanti este mai puțin cunoscut. Era și foarte bun prieten cu el, erau foarte bun prieten. Este cel care pornește școala asta. Dolce Stimolo, de care ați auzit... Așa.
Totuși, chiar dacă au fost contemporan pentru foarte puțin timp, adică era copil când la temoare, Boccaccio. Boccaccio este cel care îl aduce în față pe Dante așa cum îl știm noi astăzi. El este cel care, într-o scriere a lui, care se cheamă Trattato in laude di Dante, îl descrie și descrierea pe care v-am pus-o adineori este tot a lui. Dar mai mult decât atâta, el este cel care dă pentru prima oară numele de Divina Comedie. Dante nu și-a numit Divina Comedie, Divina Comedie, poezia. Cred că a fost oricum și un semn de, cum se cheamă, de mândrie exagerată să-ți pui Divina Comedie într-un timp. El a numit-o Comedia. Și acum e mai grav că cum să fie comedia asta, că dacă cât de cât ați răspuit, o știți despre ce e vorba. O să spun imediat după. Cum se dă numele de comedie? El i-a dat numele de comedie într-un simplu fapt. În epoca erau doar două stiluri literare pe care puteau să le abordeze. Tragedia și comedia. Tragedia începe bine și se termină prost. Comedia începe prost și se termină bine. Mai e o diferență. Tragedia se scria numai în limba latină. Nu existau tragedii scrise în limba vulgară. Pe când comedia se putea scrie și în limba vulgară, limba vorbită de popor, adică în italiană. Dante astăzi pare oarecum normal că e scrisă în italiană. În perioada aceea, să scrii ceva atât de înalt teologic, pentru perioada și pentru astăzi, în limba vulgară, a fost percepută ca o chestie... Asta nu e firea lui, că toată lumea cine o să citească, nu o să citească nimeni. Pentru că limba vulgară era limba vorbită, normal, la piață, la... în dialoguri, în niciun caz nu în dialoguri înalt. Și totuși o scrie mai mult decât atât. În Divina Comedie,